Salut! Așa cum probabil știți, în weekendul trecut, weekendul acesta care tocmai a trecut, am fost la WebTalk. Nu știu de ce vorbesc așa subțire. Am fost la WebTalk și pe lângă evenimentul propriu-zis, au fost, adică în cadrul evenimentului, au fost tot felul de activări ale brandurilor. Adică anumite branduri au ales să interacționeze direct cu oamenii prezenți la eveniment. Asta se întâmplă dintotdeauna, doar că în fiecare an sau de la an la an sunt tot mai multe branduri, tot mai multe activări, tot mai multe activități interesante, să le zicem că mă enervează cuvântul activări, în care tu, fan sau tu, potențial client, poți să interacționezi într-un mod mult mai direct cu brandul. De exemplu, cu brandul Gerovital, dacă de ăsta vreau să vă vorbesc astăzi. Era o coadă foarte mare, la un moment dat am crezut că nici nu o să ajung la rând. Stăteau fetele la coadă pentru că cei de la Farmec au adus la standul lor din cadrul Webstock două aparate care măsoară elasticitatea și nivelul de hidratare al pielii. Nu știu de ce am menționat că erau două, că e irelevant, unul trebuia să stea la încărcat ca să aibă continuitate. Și într-un final mi-a venit și mie rândul, am prins un moment când lumea era în sală și mi-am măsurat nivelul de hidratare al pielii. Nu stau foarte bine pentru că toată vara, având o problemă cu transpiratul excesiv, mai ales în partea de sus, nu pot să folosesc creme, adică efectiv nu când am eu fițe și nu pot să. Nu, dacă îmi dau cu cremă, oricât ar fi de light, transpiră, adică ies la soare, la căldură și imediat o vezi cum curge de pe față. Nu. Porii mei refuză orice ajutor din exterior pe durata verii. Bun, ce vreau să vă zic este că Gerovital a lansat o gamă nouă de produse, adică a făcut un upgrade gamei mele preferate de produse de îngrijire a tenului, H3 Derma Plus. Eu folosesc produsele, gama H3 Derma Plus este cea cu alb și roșu. Da, Sebi. Bun, acum că am rămas singură și fără distractions, să continuăm. Ce ziceam? Că am avut ocazia să văd pe Viu noua gamă de produse H3 Derma Plus Premium Care. Asta este gama premium, probabil cea mai upscale, cea mai scumpă gamă de produse Gerovital H3 Derma Plus sau cea mai scumpă gamă de produse de la Farmec, că mă pierd în detalii. Bun. Eu am văzut toate produsele, sunt mai multe. De primit am primit aceste mostre pe care o să le luăm la rând. Aparatul de testare a elasticității și a nivelului de hidratare a pielii arăta ca un telefon mobil, numai că în loc de cameră foto avea o chestie mult mai complexă, mai mare, care vede mult mai adânc în stratul de piele și cam toată lumea avea. În jurul meu, cât am stat eu la rând, cam toată lumea avea tenul deshidratat și nu, chiar nu cred că este o păcăleală treaba asta, pentru că eu am mai fost în vizită la Farmec acum mulți ani, când vizitele la fabrici nici nu existau, adică cred că a fost prima vizită a unui blogger la o fabrică de ceva. Și am avut atunci ocazia să îmi fie testat tenul. Problema e că n-au vrut să testeze tenul, mi-au testat pielea de pe mână. Nu știu de ce, era un alt aparat, nu era ăsta atât de performant și micuț, era un aparat mai mare. Tocmai după turul în fabrică am văzut niște. Am avut ocazia să testez în premieră, fără să știu despre ce e vorba și cum va arăta produsul finit, doar că este un produs nou. Mi-au dat să-l testez dintr-o sticlă pe care nu scria nimic, să pun un lichid, care ulterior nu știu, chiar nu știu, probabil alea. Care fac și spumă. N-am mai avut ocazia să
aflu ulterior cum se numea produsul pe care l-am testat. Eu cert e că mi-au dat să mă spăl pe mâini cu un săpun lichid, m-am spălat pe mâini, pielea mea a devenit foarte catifelată și apoi m-am dus să-mi testez nivelul de hidratare al pielii și bineînțeles că am ieșit foarte bine. După care le-am spus că am testat săpunul lor lichid și au zis, a, stai, de asta. Bun, deci eu zic că e pe bune, adică nu cred că are nimeni interesul să cumpere aparate scumpe și să te mintă că ai nevoie de hidratare. Toată lumea are nevoie de hidratare. O să vă arăt ce era în pachetelul ăsta. Absolut fără nicio legătură cu noua gamă, cred că au pus doar așa să nu fie prea puține produse, o mică mostră de Gerovital H3 Men, fără alcool, un deodorant pentru bărbați. Cred că miroase ok, o să ajungă la bărbățelul meu. Am vrut doar să vi-l arăt. Produse cât de cât ambalate cumva. Avem această cremă CC cu factor de protecție solară 10. O să vă și arăt despre ce e vorba dacă tot v-ați uitat până aici. Arată ca un fond de ten, ca un BB cream, CC cream, toate poveștile astea. Este o singură nuanță, asta mi-a arătat și tipa de la standul lor, că se adaptează cumva culorii tenului, deci nu trebuie să te chinui să-ți alegi varianta care ți se potrivește. Și miroase bine, are un miros discret, un parfum discret. Nu cred că se vede mare diferență, dar pielea mea e mai fină aici unde am aplicat CC cream. Mult mai fină. Bine, fiind gama lor de lux, de produse premium, mă aștept să fie foarte bune. Eu sunt fan declarată a produselor Farmec. Următorul produs este acest filler intens anti-rid. Deep Wrinkle Filler. Scrie ceva despre el, nu scrie. Se folosește dimineața și seara pe față, gât și decolteu. Na. Ăsta, după cum îi spune numele, filler umple ridurile. N-am de ce să dau pe mână, dar l-am dat ca să-i vedeți textura, culoarea. Miroase la fel de discret și binișor. Cineva chiar vocaliza acolo că nu ar trebui să fie parfumate produsele pentru îngrijirea tenului. Ba da, de ce să nu miroase nimic? Mie îmi place că sunt creme, că toate cremele, aproape toate cremele au un miros mai discret sau mai puțin discret. Și într-adevăr, de la dermatocosmetice nu te aștepți să aibă un miros, dar astea au un miros foarte discret. CC cream miroase un pic mai tare decât fillerul intens, dar îmi place foarte mult mirosul. Și mai avem așa, trei mostre. Cremă pentru oxigenare și hidratare. Produsul full size arată așa cum îl vedeți aici. Despre miros nu știu ce să vă zic, că nu vreau să desfac acum, chiar vreau să le folosesc. Crema antirid restructurantă SPF10, asta există și în varianta albă, în gama H3 Derma Plus non-premium, chiar să zicem. Și crema de oxigenare și hidratare, adică am de două ori același produs. Bine, teoretic aș putea să desfac una și să miros, dar aleg să nu. Astea sunt produsele pe care le-am primit eu ca mostră. Eu și toată lumea care a vrut să participe la această mică activare din cadrul Webstock. Ce mi s-a părut interesant, că pe masa aceea o să inserez filmarea, pentru că am filmat produsele full size. Era un set de 7 fiole, tot din gama asta, bineînțeles. Nu știu cât costă, nu am idee despre prețurile produselor, n-am apucat să caut să văd dacă sunt. Am înțeles că ele sunt deja disponibile în farmacii, dar e duminică, n-am apucat să intru în nicio farmacie astăzi, deși am ieșit la plimbare. O să adaug ulterior în descriere dacă găsesc prețul acestor produse. Dacă nu, le căutați voi în farmacie. Oricum nu sunt ieftine, dar nu sunt nici scumpe ca produsele foarte scumpe de îngrijire a tenului pe care le știți din magazinele specializate sau din farmacii. Deci, totuși, Farmec are prețuri decente
și calitate foarte bună a produselor. Revenind la fiole. Deci sunt 7 fiole și, contrar așteptărilor mele, nu sunt fiole pe care trebuie să le folosești, nu sunt fiole identice pe care să le folosești timp de 7 zile și puf, să ai un ten minunat. Sunt fiole diferite. Una este pentru oxigenare, una este pentru exfoliere, una este pentru whatever, că nu mai țin minte din prezentarea omului. Cert e că atacă între ghilimele pielea din 7 unghiuri și, în afara celei de exfoliere, celelalte se lasă pe ten, deci ai aplicat seara după demachiere, evident, fiola și după 7 zile ei promit un ten mult mai luminos, mai fără riduri, mai hidratat. Iar eu îi cred. Deci eu cred în promisiunile acestei firme pentru că am fost acolo, am văzut cum se fac produsele, am testat produsele, folosesc produsele lor și știu că sunt de calitate. De asta și fac acest video, pentru că sunt entuziasmată și prietena mea, Nicole, din America, o să vrea și ea aceste produse. Noi facem schimb de cadouri, eu îi trimit chestii românești și ea îmi trimite chestii din America. Și cam atât. De-abia aștept să le încerc și o să revin probabil cu un mic review. Probabil, nu știu. Acum, fiind întâi, astăzi suntem în 1 octombrie, eu întotdeauna la început, început de an, început de lună, început de sezon, îmi propun să fac chestii pentru mine. Ei bine, acum mai mult ca niciodată, mai mult ca oricând, îmi doresc foarte mult să am grijă de, să am mai multă grijă de mine. Luna asta voi împlini 35 de ani și sunt oarecum mulțumită de mine, dar mai am mult de lucrat, așa că intenționez să fac schimbări în bine, în felul meu de, în stilul meu de viață, în felul de, în felul în care mi îngrijesc corpul ăsta minunat, atât pe interior cât și pe exterior, pentru că e nevoie întotdeauna de îmbunătățiri și acum, începând din octombrie, vreau să am și mai multă grijă de mine. Cam asta ar fi pe scurt. Deci, da, intenționez să folosesc produse de calitate, să am mai multă grijă, inclusiv de tenul meu pe care l-am neglijat într-un hal fără de hal vara asta. Și cam atât. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că v-ați uitat. Sper că v-am trezit interesul, pentru că gama asta de produse chiar merită. Am întrebat, m-am interesat. H3 Derma Plus, gama inițială nu o să dispare, deci asta nu ia locul, este doar un fel de upgrade, dacă doriți, cu produse de o și mai bună calitate, cu ingrediente mai scumpe, mă gândesc. Da, ce să zic, felicitări, Farmec, pentru lansarea acestei noi game. Abia aștept să o testez. Da. 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 Da.